Meșteri populari botoșeneni, dar și din alte județe, s-au adunat astăzi la un târg în municipiul Botoșani pentru a demonstra din nou cât de frumoase sunt tradițiile și întâlnicirile strămoșești. Vorbim de Târgul Meșterilor Populari, ajuns la ediția 16-a și care se desfășoară pe pietonalul Unirii până duminică inclusiv. Meșterii populari adunați de prin mai multe județe și-au expus produsele muncite cu migală și cu mult drag față de portul și obiceiurile din bătrâni. De la vase de lut, cusături și țesături făcute cu măiestrie, până la obiecte sculptate în lemn, icoane sau măști tradiționale, ceramica ornamentală, icoane ouă încondeiate, toate ne reamintesc tradițiile strămoșești. Vin din Suceava, Șcheia, și vin cu cioplitură în lemn, o afacere de familie pe care o practic eu și soția mea din 78 încoace. E greu să le faceți? Nu, nu este greu. Dacă iubești meseria și iubești ceea ce faci și dăruiești cu drag celor din jur ceea ce faci. Ce avem? Bunicii care fac treburile de altă dată, bunicii și bunicii. Uitați, avem acum și căiuțul și căprița de anul nou, dar am venit cu dânsul cineva a putut o comandă. Bețivii, părintele care se povedește, acea bunicul care cu coromânsa care aduce apă de la fântână, ciobanul, bunica care spală la mangăliță. E greu să le faceți? Da, e așa de greu, câte două zile la o lucrare. Dar na, nu sunt așa scumpi, dar se fac foarte greu, foarte greu să fac. Se cumpără? Se cumpără, da. Am avut mai greu lumea la comenz, chiar am lucrat și pentru comenz. Meșterii provin din diferite zone și își prezintă cu mândrie lucrările manuale pe care le-au realizat. Toți știu să meșterească lucruri ca pe vremuri, trainice și cu personalitate. Ceramică de Horezu. Produse tradiționale, de la farfurii, e ceramică ornamentală și utilitară. Se fac greu? Greu pentru cine nu cunoaște. Și e o meserie pe care nu poți învăța, o poți fura, de să permite să o furi, de la înaintașii tăi. Dumneavoastră de când faceți acest lucru? De vreo 35 de ani. Deschiderea către lumea satului, a oficialităților, a marea majoritate a oficialităților nu este benefică. Adică, practic, nu prea au deschidere către lumea satului să promovezi ce ai făcut tu. De exemplu, noi facem ceea ce se vede, totul e din pământ. Din pământ facem ce se vede. Totul e manual. Totul e manual, inclusiv modelatul, decoratul, totul e manual. Botoșenenii care au trecut prin zonă au admirat toate meșteșugurile populare românești. Este foarte bine și vreau să spun că am experiență prin târguri. Este un târg foarte frumos, numai de meșteri, ceea ce ne onorează și păstrează tradiția și transmite mai departe celorlalți. E foarte bine, foarte bine. Să nu uităm că suntem români, oriunde suntem. Da. Ați văzut ceva care v-a atras atenția? Uitați-vă, nu departe aici, uitați-vă, ce frumos reprezintă țăranul român, viața, de unde ne tragem toți. E foarte frumos, dar mai mult ne plimbăm și ne uităm, că câte să cumpărăm. Și la banii noștri, dar cine are putere de cumpărare, are o amintire frumoasă. Târgul Meșterilor Populare se organizează cu scopul de a păstra și a transmite generațiilor viitoare tradițiile și îndeletnicirile strămoșești. Are continuitate, suntem la cea de-a 16-a ediție și ne bucurăm, iată, să avem peste 80 de meșteri populari prezenți pe pietonalul Unirii din Botoșani și am încercat să păstrăm acea tradiție cu desfășurarea târgului în perioada zilelor municipiului Botoșani, astfel încât și pietonalul Unirii să capete culoare, să fie plin de oameni frumoși care slujesc frumosul, care slujesc tradiția populară și care, iată, dau un pic de farme, cred, zilelor acestea de sărbătoare pe care le resimte municipiul Botoșani. La acest eveniment cu tradiție participă 10 de meșteri populari din județele Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, Harghita, Argeș, Vâlcea, Mureș, Maramureș și Prahova. Târgul Meșterilor Populari este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, în parteneriat cu Primăria Municipiului Botoșani.
Prețurile pornesc de la câțiva zeci de lei și ajung la unele meșteșuguri populare și la câteva sute de lei.